Am discutat anterior despre cum să economisim inteligent, iar când vorbim de economisire inteligentă, automat ne gândim la fondurile de investiții. Prima întrebare, când vrei să faci, de fapt, primul pas, este cum aleg ce investiție să fac? Discutăm astăzi cu domnul Cristian Pascu, vicepreședinte la AAF. Bună ziua, domnule Pascu! Bună ziua, bună ziua! Sunt curios acum, în deschidere. Ce opțiuni avem la începutul perioadei de investitor? Și dacă astea se pot schimba pe parcurs? Adică să încep cu ceva și după aceea să mă gândesc, nu, parcă vreau totul să schimb, să investesc altfel banii. Da, am înțeles. Aș începe cu un principiu clasic în educația financiară, și anume principiul 50-30-20. Pentru că de aici pleacă totul. Când vorbim de 50, vorbim de 50% din venituri trebuie alocate pentru cheltuieli curente, chirii, mâncare, îmbrăcăminte, 30% din venituri pentru cheltuieli pe care dorim să le facem pe o perioadă, să spunem, de anul viitor, în care ne propunem să mergem într-o excursie, un buget în care trebuie să avem cheltuieli neprevăzute, și 20% din venituri pentru partea de economisire și investire. În acești 20% ne încadrăm noi cu opțiunile pentru a deveni investitor. Din punctul meu de vedere, recomandarea este să începem cu produse simple și pe care le înțelegem. Este foarte important că atunci când ne decidem să devenim investitori, să înțelegem cum funcționează un produs și să înțelegem care sunt riscurile aferente. Din acest motiv aș recomanda să începem cu produsele mai simple, cum spuneam, investiții în titluri de stat, în fonduri de investiții care la rândul lor investesc în titluri de stat, trecem la obligațiuni corporative. De ce? Pentru că în principiu depinde și de tipul de risc asociat fiecărui instrument. În general, titlurile de stat au riscul cel mai scăzut, pentru că aici este riscul de emitent, care înseamnă țara în care emite respectivul titlu. Apoi trecem la obligațiuni corporative. Aici riscul este dat de emitentul acestor obligațiuni. Trebuie să facem o diferență ce înseamnă acțiune, obligațiune. După ce am înțeles cum funcționează investițiile în titluri de stat, în obligațiuni, putem trece la un mix de instrumente, un mix de titluri de stat cu obligațiuni, unde aici deja vorbim de un risc un pic mai ridicat. Ca să ajungem în final la investițiile în acțiuni sau fonduri de acțiuni, care desigur comportă riscuri și mai mari. Deci, pe măsură ce produsele sunt mai complexe, mai diversificate și riscurile aferente sunt mai mari. Pe măsură ce dobândesc cunoștințe, înțeleg riscurile, modul de funcționare a instrumentelor în care investesc, trec la nivelul următor. Aici aș face o comparație cu... Eu am copii la școală, la gimnaziu, și în colegiile de matematică din școală sunt patru capitole în momentul în care profesorul îți dă să faci anumite exerciții. Primul nivel este înțelegere, al doilea nivel este aplicare și exersare, al treilea nivel este aprofundare și performanță și ultimul nivel e supermate. Similar este și aici cu investițiile. Întâi le înțeleg, urmă aplic, investesc, încep să investesc câte un pic, exersez, îmi dau drumul la partea asta de investire, urmă aprofundez performanță, mă duc și în alte zone de fonduri, fonduri multiactive, și ajung la supermate, în care investesc în fonduri de acțiuni, fonduri de hedging și așa mai departe. Deci ce trebuie să înțelegem aici? Că întotdeauna investițiile trebuie privite pe termen lung. Nu trebuie să privim pe termen scurt. Când am luat decizia să devenim investitor, trebuie să privim pe termen lung. Înțeleg de la dumneavoastră că mai sunt probabil și cazuri în care încep cu fondurile de investiții, le aprofundează pe toate, gen încep poate cu obligațiuni, ajung la, nu știu,
la cele pe acțiuni și după care probabil trec pe bursă. Mă gândesc că s-ar putea să fie și cazuri de genul ăsta, adică următorul pas, sau poate eventual să-și păstreze o parte dintre bani în fondul de investiții la care a cotizat până acum și după aceea să treacă automat pe piața de capital. Mă gândesc că ăsta este la fel un următor pas, nu? Am dreptate sau presupun că sunt cazuri? Sunt cazuri, desigur, depinde de fiecare, cum spuneam, e important ca să dobândească cunoștințele și apoi să-și asume riscul. Sunt investitori care investesc și în fonduri de acțiuni și investesc și direct pe bursă. În ambele cazuri este o chestie de înțelegere, în primul rând, a riscurilor la care te supui, pentru că într-un caz îi dai banii pe mână unor profesioniști, unor experți care cu asta se ocupă, în celălalt caz îți asumi practic riscul direct. Da. Da? Acolo investiția este decizia administratorului, în celălalt caz când investești direct la bursă este decizia ta și îți asumi riscul pe măsură. Da. Dacă vreau să mă duc către un fond de investiții, la ce trebuie neapărat să mă uit? Nu știu, să mă uit la randamentul trecut ca să-mi dau seama oare cât aș câștiga în perioada următoare, nu știu, la suma pe care o am, sau nu știu, și perioada de timp la care vreau să mă gândesc după aceea, nu știu, la ce trebuie să mă uit. Presupun că se uită prima dată omul la randamentul din trecut, nu? Și se gândește că în teorie cam așa ar trebui să câștige și în viitor. Mă gândesc că așa gândește lumea, nu? La ce Da, și să încep ne aici uităm? cu. Desigur că randamentele sunt importante, randamentele anterioare. Dar ca să-ți faci o idee, să poți să, cum să zic, să ai un etalon cam cum a mers, dar randamentele anterioare nu sunt o garanție a performanțelor viitoare. Nu înseamnă că dacă un administrator a obținut, de exemplu, anul trecut un randament de 15-20%, îți garantează că anul ăsta va merge la fel. Nu ai cum să fii tot timpul pe primul loc și probabil că ați văzut și în ceea ce publică AIF-ul că top 5 fonduri de investiții diferă. Nu este același fond de fiecare dată. Deci, da, îți poți face o idee în funcție și de perioada pe care te vrei să investești, te uiți la un istoric pe un termen scurt, mediu sau lung, în funcție de perioada pe care dorești să investești, dar nu-ți garantează performanța viitoare. Eu aș începe aici ca să vă răspund la întrebare după ce ar trebui să ne orientăm. În primul rând, trebuie să înțelegem apetitul la risc al investitorului. Și aici nu trebuie să uităm că investitorul român nu are un apetit foarte mare la risc. Ne dorim să lucrurile astea să se schimbe, dar la momentul ăsta zice că nu are un apetit foarte ridicat pentru risc. Și atunci e important să cunoaștem apetit. Sunt și investitori care au apetit la risc, dar în general vorbim, e destul de scăzut. Și atunci, ca să putem, și aici sunt două variante, ori vii la un profesionist și îți face o profilare, îți face un test de oportunitate ca să înțeleagă cunoștințele, dacă înțelegi despre ce e vorba, un test de adecvare, un test mai detaliat prevăzut în legislația ASF, în care să înțeleagă profesionistul cât de mult ești dispus să-ți asumi niște riscuri, să vadă ce sume de bani ești dispus să investești, să înțeleagă comportamentul tău, dacă mergi la un profesionist. Dacă nu, eu aș recomanda încă o dată să se înceapă cu investiții mai puțin riscante, pe măsură ce îți dai seama că înțelegi fenomenul, e normal să diversifici. Depinde, desigur, suma pe care vrei să o investești și orizontul de timp. Întotdeauna eu pe astea le corelez. Ai o sumă de bani, ok, pe cât ești dispus să o lași să producă bani. Insist pe ideea că investițiile trebuie privite pe termen lung și nu pe termen scurt. Nu sunt niște investiții speculative. De asemenea, contează valuta. Dacă tu ai euro și tu știi că atunci când dori să dezinvestești, ai nevoie de lei, iar îți asumi un risc valutar. Pentru că trebuie să te uiți la sumă, valuta pe care vrei să o investești. Apoi, iar este important să vezi dacă, și aici recomand o diversificare, în momentul în care deja ai devenit investitor și ai înțeles riscurile aferente, e bine să diversifici, să investești și în obligațiuni și în fonduri de obligațiuni, să investești și în fonduri de acțiuni, pentru că îți faci o diversificare. E posibil ca unele să meargă mai bine într-o anumită perioadă, altele să meargă mai puțin bine, dar pe ansamblu lucrurile ar trebui să arate bine.
Iar ce mai este important din punctul meu de vedere este administratorul. Este important să ne uităm la echipa administratorului, la istoricul lui, la soliditatea și reputația administratorului. Pentru că în viața fondului, practic, administratorul este cel care ia toate deciziile și e important să ne asigurăm că echipa care este în spate are calificările necesare, expertiza, a dovedit prin rezultatele obținute anterior că poate să ofere randamente bune. Perioada am menționat-o de asemenea. Aș menționa și reputația depozitarului. De ce? Că depozitarul este gardianul care veghează ca investițiile pe care le face administratorul să fie în conformitate cu legislația în vigoare, să respecte prevederile prospectului și de-aia este important să fie un depozitar care cu o reputație bună, solid financiar, care veghează la respectarea legislației de către fond. Am spus că ca și recomandări, dacă vrem, avem bani la dispoziție să investim pe termene scurte, ne putem uita la fonduri monetare sau fonduri de obligațiuni care investesc pe termen scurt. Suntem dispuși să lăsăm maxim 2 ani, ne uităm la fonduri de obligațiuni sau fonduri multiactive. Deja de la 2-3 ani, aș zice chiar spre 3 ani, putem investi în fondurile de acțiuni. Iar importantă e lichiditatea. De ce? Pentru că sunt fonduri care, cum sunt fondurile deschise de investiții, care au emisiune și răscumpărare continuă. Dar sunt și alte tipuri de organisme de plasament colectiv, fonduri de investiții alternative, în care emisiunea și răscumpărarea nu este continuă. Dacă răscumpărarea, de exemplu, se face doar o dată pe lună, iar trebuie să fii atent că dacă investești pe termen scurt și ai nevoie de bani luna viitoare, poate nu vei putea să-ți retragi imediat banii pentru că fondul în perioada aia nu se deschide pentru emisiune și răscumpărare. Sunt elemente pe care trebuie să le avem în vedere în momentul în care decidem să investim într-un fond. Da? E un mix, practic, de elemente care trebuie luate în considerare, dar contează toate elementele pe care le-ați menționat. Desigur că sunt și altele pe care am încercat eu să le prezint. Sunt curios, având în vedere că, practic, o persoană dă bani unui fond și pe care, la rândul lui, îi investește, care trebuie să fie, de fapt, relația sau, de fapt, care este relația dintre managerul de fond și persoana fizică care a depus banii acolo? Nu știu, este una exclusivă? Adică dacă lucrez cu un singur fond, nu mai am voie să merg la altul care poate are și el un fond la rândul lui care, nu știu, poate îmi place și el la altul, poate aș vrea să investesc în două, și la acest administrator și la celălalt. Se poate face asta? Da, relația cu administratorul de fond este importantă. De fapt, încrederea în administrator, aș spune mai degrabă. Pentru că, ca în orice relație, trebuie să existe transparență, deschidere, sinceritate și încredere. Dacă în relația investitor-administrator aceste lucruri lipsesc, cu siguranță nu ai cum să te duci să-ți lași banii, până la urmă sunt veniturile tale, să le lași la îndemâna unui administrator în care nu ai încredere, fie pentru că nu e transparent cu tine, fie pentru că nu îți comunică informațiile pe care le solicit. Din acest motiv este importantă încrederea în administrator. Sunt cu siguranță în viața oricărui administrator, oricărui fond de investiții, pot exista perioade în care administratorul poate nu a luat cele mai inspirate decizii și nu a produs, a produs randamente mai puțin bune decât un alt administrator. Acest lucru trebuie explicat, din punctul meu de vedere, prin rapoarte. Există rapoartele periodice pe care administratorul le publică, în care dezvăluie investitorilor în ce a investit, cum s-a repliat, de ce a investit în anumite instrumente care poate au fost mai puțin profitabile, iar legislația vine din urmă și chiar, de exemplu, ultima modificare care a intrat în vigoare în 3 septembrie, Shareholders Rights Directive, obligă administratorul chiar să se implice în viața companiilor în care a investit, să aibă o politică privind modul în care își exercită votul, să fie implicat în luarea deciziilor și să comunice investitorilor modul în care a votat. Adică sunt niște elemente foarte importante care țin de transparență,
de comunicarea către investitor, astfel încât să știe cum a gândit administratorul în momentul în care a luat anumite decizii de investiții. Da, iar aici relația, dacă poate investi și în alte fonduri, da, nu este o relație monogamă. Sunt permise și relațiile poligame aici. Nu trebuie să fie o relație exclusivistă sau nu e obligatoriu. Depinde de ambii parteneri până la urmă. Și dezvolt imediat ca să nu înțelegem greșit. Dacă un administrator nu are în portofoliu pe care îl oferă toate tipurile de fonduri, poate un investitor dorește să investească în fonduri de indici, poate vrea să investească într-un ETF sau în fonduri monetare. Dacă administratorul cu care ești obișnuit să lucrezi nu are aceste fonduri, desigur că poți să te orientezi și către un alt administrator să investești și în fondurile pe care le administrează celălalt. Dar overall nu e o relație nici singulară, a zice că depinde de fiecare cum dorește să aborteze aceste investiții. Important, sau cel mai din punct de vedere mai importante sunt expertiza, reputația administratorului, soliditatea financiară, pentru că asta dă încredere investitorului că administratorul va acționa în deplină legalitate și în interesul investitorului. A spus la un moment dat, puțin mai devreme, înainte de această întrebare, de răspunsul la această întrebare, că românii nu prea sunt, nu știu, nu prea au un apetit pentru risc. De ce? De unde credeți că vine asta? Adică teama asta de risc. Teama de risc vine, din punctul meu de vedere, vine din lipsa de educație financiară, lipsa de cultură financiară. Pentru că dacă ne uităm în comparație cu țările din jur, o să vedem că românii cu preponderență țin banii în conturi de economii și în depozite. Avem cel mai scăzut nivel de diversificare, ca să spun așa. Vedeam în România, investim într-o pondere mică în instrumente cu risc mediu și ridicat și, desigur, randament pe măsură, proporția covârșitoare fiind pe termen, investiții pe termen scurt sau în depozite. Acest lucru nu e tocmai adecvat în cazul investițiilor pe termene medii și lungi. Deci, totuși, principala problemă a românilor, dacă mă întrebați pe mine, este lipsa unui plan de economisire și investire pe termen mediu și lung. Noi nu suntem obișnuiți să investim. Oamenii se gândesc mai mult la ziua de azi și la ce pot cumpăra acum cu banii lor și mai puțin la anii de pensie sau chiar peste câțiva ani, ca să nu ne gândim la anii de pensie. Da. Ne gândim ce să facem cu banii acum, pentru că nu am fost învățați să economisim, nu am fost învățați să gândim pe termen lung. Asta e important din punctul meu de vedere, ca educația financiară să devină una dintre materiile care se învață care se face în învățământ. Că vorbim de gimnaziu, că vorbim de liceu sau chiar de zona universitară. E important ca oamenii să învețe de ce trebuie să economisească, cum să-și facă un buget și așa mai departe. Acum, dacă tot am vorbit de lipsa asta de apetit pentru risc, cum se traduce asta în investiții? Cum se simt la fondurile de investiții? Se simt, din păcate, da, se simt. Ce putem să spunem acum este că aproape la 13 ani de la integrarea în Uniunea Europeană, România este la coada plutonului în materie de bancarizare, de intermediere financiară. Statisticile sunt îngrijorătoare din punctul meu de vedere. Arată că unul din trei români este expus riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Mi se pare că ar trebui să tragi un semnal de alarmă aici. Am mai spus, știu că la un moment dat banca la care lucrez a făcut un studiu în acest sens pe zona de educație financiară și când au fost întrebați românii cum definesc educația financiară, 75% dintre ei au răspuns că l-au definit de comportamentul de a nu împrumuta bani decât dacă aceștia se pot rambursa. Iar 66% din respondenți înțeleg prin educație financiară a nu cheltui mai mult decât a câștiga. Adică e clar că nu avem, procentele astea indică faptul că nu avem încă
înțelegerea ceea ce înseamnă educație financiară, ce ar trebui să fac, cum să mă protejez pe termen mediu și lung de, și de inflație și de riscul de a rămâne fără venituri și așa mai departe. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm. Nimeni nu s-a născut învățat. E o chestie de exercitare, de a înțelege fenomenul și de a aplica. O mare parte din populație e sensibilă la pierderea veniturilor curente. Noi nu ne uităm, avem sistemul de pensii, ne uităm la sistemul public de pensii și vrem creșteri de pensii, dar e clar că sustenabilitatea pe termen lung nu are cum. Da? Și din punctul ăsta de vedere, dacă ne-am comparat cu alte țări europene, nu neapărat țări, să spunem, foarte dezvoltate, am vedea niște discrepanțe îngrijorătoare. De exemplu, în România, comparația portofoliului de active financiare în România cu alte țări din Europa. Cum spuneam, românii preferă să țină bani în depozite și în conturi curente. Din punctul ăsta de vedere, la nivel de 2018, când am eu o statistică, 43% din averea financiară a populației era plasată în depozite bancare și conturi curente. Iar media în Europa era undeva la 30%. Sunt în continuare și țări care sunt mai, hai să spunem așa, mai prudente, mai au o versiune la și această formă de economisire preponderentă, dar există și alte tipuri de investiții acolo. Majoritatea românilor s-au focusat pe aceste economisiri, depozite bancare și conturi curente și n-au vrut să depășească acest lucru. Și atunci, de unde aversiunea la risc în România? Am încercat să spun. Pleacă de la faptul că nu avem nivelul de educație și cultură financiară. Asta joacă un rol esențial. Și am să vă mai dau niște statistici ca să vedeți cum au crescut dinamica în ultimii 10 ani. Activele fondurilor de pensii au cunoscut cea mai bună dinamică. De ce? Pentru că a devenit pilonul 2 obligatoriu. Da, da. Și atunci asta a cunoscut cea mai mare dinamică. Următorul, deci nu vorbim de depozite și conturi curente, au fost investițiile în obligațiuni direct. Și abia pe locul 3 ca dinamică vin fondurile de investiții. Deci suntem un pic atipici față de ceea ce se întâmplă în restul Europei. Și ca să înțelegem, ca să putem să spunem, pentru că în cea înțele din jur, oamenii au o altă înțelegere a ceea ce înseamnă educația financiară, pentru români și pentru generațiile care vin din urmă, din punctul meu de vedere, este absolut necesar să introducem această materie în școli. Nu e suficient că facem cursuri de educație financiară și sunt foarte multe și asociații și instituții care organizează cursuri de educație financiară. La aceste cursuri te înscrii în general voluntar, cine vrea să învețe. Eu cred că e bine ca să începem de la vârste fragede, să înțelegem de la simpla pușculiță în care trebuie să pui niște bani, de ce trebuie să pui bani deoparte și cum trebuie să-ți faci un buget astfel încât să nu ai probleme, mai ales că vorbim acum la perioada de pandemie, oameni care și-au pierdut locurile de muncă. Câți dintre ei au bani puși deoparte pentru 3-4 luni de zile să supraviețuiască? Foarte puțin. Ne puteți recomanda o rețetă o rețetă pentru investiții de succes? Există? Da. Există? E bună întrebare. Sau este regula aia, de fapt, de la început pe care ne-ați zis-o mai devreme? Și aceea este importantă. Dar când vorbim de investiții de succes, eu plec de la premisa că am înțeles că investițiile sunt pe termen lung. Da, nu știu dacă există o rețetă. Sau, știți cum e asta? E ca la, te duci la medicul nutriționist și zici, vreau să-mi dai cea mai bună rețetă ca să slăbesc în 3 luni de zile 15 kg. Și am zis, ok, îți dau, dar ai două variante. Ori te împometezi, ori dacă vrei să slăbești 15 kg în 2 luni de zile, nu prea ai cum. Dar îți spun ca la
medicul nutriționist, îți spun ceea ce, niște principii, ce ar trebui să respecti, să, nu știu, să nu amesteci pâinea cu cartofi și cu friptura. E unul dintre recomandări. Da? Și în domeniul ăsta al investițiilor există niște principii. Principii pe care, dacă le respecti, sunt create premisele ca totul să fie ok. Deci nu există o rețetă de succes, că dacă aveam rețetă de succes, cred că mă îmbogățeam. Dar sunt niște principii. Primul principiu, și cred că l-am menționat de câteva ori pe parcursul discuției, trebuie să investim pentru viitor. Nu investim pe termene scurte. De ce? Pentru că, pe de o parte, avem pilonul 1 care ne arată că sustenabilitatea pilonului 1 nu e, n-are cum să susțină pe termen lung privind cum să susțină veniturile la pensie, și atunci trebuie să ne gândim pentru viitor. Trebuie să ne asigurăm că peste mulți ani vom avea veniturile de care avem nevoie pentru a ne asigura un trai decent. Și aici și progresele în medicină au dus la o speranță de viață mult mai mare față de ce se întâmpla în urmă cu 20 de ani. Deci e necesar să investim pentru viitor. Din un alt principiu pe care îl recomand este depozitul trebuie privit, este foarte rar cel mai profitabil. Adică banii nu trebuie să stea, dacă privim încă o dată, privim pe termen lung. Depozitele, banii nu trebuie să stea în depozite. Depozitele pe termen scurt plătesc foarte puțin. Iar pe termen lung plătesc mai bine, dar trebuie să te gândești că dacă ai plasat depozitul pe un an de zile și ai nevoie peste 6 luni de zile, nu mai primești dobânda care ți-a fost dată la momentul respectiv. Iar investitorii se gândesc adesea că e mai bine să primești puțin decât deloc. Din punctul ăsta de vedere, eu aș recomanda, pot să fiu de acord pe termen scurt, dar pe termen lung nu îți aduc randamentele de care ai nevoie pentru a-ți asigura veniturile necesare. Și din acest motiv eu zic că asta trebuie avut în vedere când ne gândim să investim pe termene lungi. Un alt lucru pe care îl recomand ca și principiu, capitalizarea câștigului. Credeți-mă, capitalizarea câștigului face miracole. Știu că citeam un material și dobânda compusă era numită cea de-a 8-a minune a lumii. Da. Puterea este atât de mare încât chiar și lipsa câtorva ani de economisire poate genera o diferență enormă pentru eventuale încasări. Vă dau un exemplu. Dacă începi să economisești de la vârsta de 25 de ani și să investești 5.000 de euro în fiecare an într-o investiție care crește nu mult, cu 5% pe anual, ar genera cu aproape 300.000 de euro mai mult până la vârsta de 65 de ani decât dacă ai fi început la 35 de ani să începi să economisești. Și asta numai cu 50.000 de euro investit suplimentar, diferența asta de 10 ani, ori 5.000. Deci este incredibil. Deci ăsta este un alt principiu pe care tu spune, capitalizarea câștigului. Reinvestiți veniturile din investiții dacă nu aveți nevoie de ele. Iar când ai văzut că ești pe câștig dintr-un instrument nu ți retrage banii, reinvestește acele venituri dacă chiar nu ai nevoie de banii respectivi. Un alt principiu pe care îl recomand investitorilor care decid să investească într-un fond. Volatilitatea este normală, nu trebuie să te panichezi. Păstrează-ți calmul când alții se pierd cu firea. În fiecare an piața are și perioada de scădere. Nu există nicio piață care este numai pe creștere. Lecția este să nu ne panicăm. Și cel mai adesea, și asta am observat chiar în perioada asta de pandemie, în martie-aprilie, scăderile din piață reprezintă o oportunitate. Da. Nu ai un motiv de a vinde. Nu te panica, pentru că tu investești pe termen lung. Ce mai contează? Contează să rămâi consecvent. Dacă ai decis să investești, nu urmări când să ieși din piață că cred că e un moment bun să ieși sau să intru. Nu încerca să fructifici niște oportunități, pentru că tu trebuie să te gândești că ești pe termen lung. Nu discutăm de speculație. Speculatorii sunt în altă categorie. Dar dacă noi am decis să investim, trebuie să privim pe termen lung și nu trebuie să a crescut, acum mă retrag. Dar dacă mai stăteam 2-3 zile, nu lăsa emoțiile să te conducă. Ăsta e principiul. Lucrurile bune se întâmplă celor care au răbdare și care așteaptă. Și un ultim principiu și care e de bază, diversificarea.
Nu puneți toate ouăle într-un singur coș. Probabil că asta o știe toată lumea. Pentru că e posibil ca unele investiții să scadă, altele să crească. Dacă toți banii pui într-o singură investiție de pe un singur tip de instrument, nu este în regulă. Diversificarea. Diversificați investițiile.